Referitor la procedura de înmatriculare, țin să menționez că nu există nicio diferență absolut în proces, în tehnică de înmatriculare pentru cei din stânga Nistrului și cei din dreapta Nistrului. Mai mult ca atât, candidații la studii în învățământ superior din stânga Nistrului și orașul Bender au chiar preconizate, în conformitate cu hotărârea de guvern a Guvernului Republicii Moldova, au preconizate cote separate. Ei pot deci opta pentru o cotă separată exact pentru instituțiile de învățământ din partea stânga a Nistrului. În rest, procedurile nu diferă absolut cu nimic și tinerii cunosc lucrul acesta în fiecare an. Înmatriculările se fac fără fără nicio restricție și fără careva solicitări suplimentare de acte sau documente.